Salutare tuturor, aici Florin de pe fototutoriale.ro, iar în episodul de astăzi vă voi arăta ce tool-uri să folosiți și când, atunci când vine vorba de retușarea sau corectarea tenului. Nu vom face o retușare amănunțită, ceea ce vrem să facem este doar să eliminăm acele imperfecțiuni ale tenului care ne deranjează în imaginea noastră. În general, putem mereu să dăm zoom pe imaginea noastră și să vedem acele imperfecțiuni și ulterior să le scoatem. Însă uneori este foarte ușor să ne folosim de un mic truc pentru a observa acele imperfecțiuni mult mai bine. Și acest truc pe care vi-l voi arăta se numește aplicarea sau presupune practic aplicarea unui layer de alb-negru sau un adjustment layer de alb-negru la care vom lucra puțin la canalul sau în care vom lucra la canalul de roșu și de galben, în funcție de natura tenului. Jucându-ne cu aceste slidere, vom observa mult mai ușor imperfecțiunile tenului și ne va fi mult mai ușor să corectăm aceste probleme. Ne vom duce pe layer-ul nostru inițial și pentru a nu lucra destructiv și pentru a avea mereu un backup, vom crea un duplicate layer la acest layer, ori prin a da click dreapta și duplicate layer, ori prin apăsarea tastelor Ctrl și J. Acest layer îl voi numi work, pentru că pe acest layer voi lucra. Și pentru a fi mult mai clar care este layerul nostru de corecție, voi selecta layerul nostru care este alb-negru și îi voi transforma culoarea în tabul de layers în roșu și va fi foarte clar care este layerul nostru de corecție. Ne întoarcem pe layerul nostru de work și hai să vedem ce tool-uri avem pentru a corecta aceste imperfecțiuni ale tenului. Și avem câteva tool-uri care pot să fie utile sau pot să ne îngreuneze câteodată munca. Și voi începe cu clone stamp-ul, care presupun că toată lumea care a deschis cel puțin odată Photoshop-ul a dat peste el și acest tool este, să zicem așa, prostănacul familiei, pentru că el nu știe foarte multe, dar ceea ce face, face foarte bine. Mai exact, să copieze textură și culoare dintr-o parte în alta. Voi dezactiva layer-ul de verificare pentru a vedea exact ceea ce face acest brush. Și cum funcționează el? Ținând alt apăsat, ne va apărea o săgetuță sau o țintă care ne va spune zona pe care vrem noi să o folosim pentru a face sample. Sample pe care să-l folosim pentru a acoperi zonele cu defecțiuni. Vom alege această zonă pentru a acoperi această zonă. Și după cum vedeți, brașul nostru a făcut o treabă destul de ok și a acoperit această zonă. Dezavantajul acestui braș este că, deși face o treabă foarte bună, uneori o face prea mecanic și dacă copiază o informație dintr-o parte în alta, o copiază în totalitate, inclusiv textură și culoare. Și pentru a exemplifica acest lucru, voi face sampling pe o zonă mult mai luminoasă și voi încerca să colorez sau să corectez această zonă. Deși textura a fost copiată, a fost copiată și culoarea. Și această mică proprietate a acestui braș ne va deranja în unele situații. De aceea vom încerca să folosim alt braș care ne oferă ceva mai mult control sau face mai multe lucruri pentru noi. Mă voi duce în history și mă voi reîntoarce la câțiva pași în urmă și ne vom duce la Spot Healing Brush. Spot Healing Brush este un brush foarte deștept care odată cu apariția algoritmului de Content Aware, indiferent unde colorăm sau desenăm, el va încerca în baza unui algoritm să ia toată informația din jur și să o înlocuiască în zona sau să înlocuiască zona pe care o hașurăm cu informații din jur, astfel încât el să acopere și să corecteze acea zonă. După cum vedeți, funcționează destul de bine, dar dacă ne uităm la textură, vom observa că în unele situații cicatrizează. În unele situații funcționează bine. Ceea ce trebuie să fim atenți doar
ca acest efect să nu fie foarte evident. De aceea recomand ca acest braș să funcționeze pe o dimensiune ceva mai mică. Îl folosiți, dacă îl folosiți, pe zone care sunt destul de micuțe și nu pe zone mari, pentru că, după cum vedeți, efectul este uneori vizibil și deranjant. Ne vom întoarce câțiva pași înapoi și vom încerca Healing Brush Tool. Healing Brush Tool este, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai deștepte tool-uri, pentru că el este o combinație între Spot Healing Brush și Clone Stamp. Și ceea ce face el, la fel ca Clone Stamp Tool, va încerca să ia o anumită zonă și, la fel ca Spot Healing Brush, va încerca să mărgiuiască acea zonă cu zona pe care am colorat și să o corecteze, astfel încât avem adăugată și textură și culoare pe aceeași zonă din zona selectată de noi. Și nu mai avem nici problema în care se ia informație din jur, pentru că noi îi dăm zona din care se copiază, și nici nu avem problema de la Clone Stamp, unde culorile rămân aceleași și practic numai culoarea adăugată este foarte evidentă. În mod clar, acest brush copiază textura, încearcă să copieze textura, iar în ceea ce privește culoarea, încearcă să folosească o îmbinare între culoarea din zona de sampling cu culoarea de pe zona pe care aplicăm. Este un tool foarte rapid și destul de eficient. Din nou, nu-l recomand pe suprafețe foarte mari, pentru că, din nou, face acel efect de cicatrice care uneori poate să fie destul de deranjant. Dar pe zone mici, după cum vedeți, își face treaba foarte, foarte bine și nu deranjează absolut deloc. Ne vom întoarce și vă voi arăta tool-ul care mie îmi place cel mai mult, și anume Patch Tool-ul. Acesta are două opțiuni, are Source și Destination. Source-ul este varianta care îmi place cel mai mult, pentru că, în primul rând, selectez zona pe care vreau să o corectez, iar apoi îi arăt de unde să facă sampling. Și făcând acest lucru, pot să acopăr zone mai mari și pot să verific să știu exact dacă acea zonă va arăta decent sau nu. Tool-ul arată și funcționează destul de bine. Cealaltă variantă este varianta cu destination, în sensul că iau o anumită zonă și o deplasez. De exemplu, dacă vreau să copiez această zonă peste această zonă, îmi va fi foarte simplu și va funcționa foarte ok. Personal, indiferent pe care o alegeți, va funcționa la fel. Eu prefer Source-ul. Însă, și acest tool nu este perfect, pentru că nu există un tool ideal pentru a le face pe toate cum trebuie. De aceea, pentru că am creat acest layer de verificare, ne vom folosi de el și ne vom folosi în două feluri. Odată vom încerca să vedem unde avem imperfecțiunile, iar în al doilea rând vom încerca să vedem care sunt zonele de gri asemănătoare cu zona pe care o vom corecta. Pentru că în momentul în care vom face un astfel de sampling, ne va fi foarte ușor să luăm din această zonă și să facem sampling pe o zonă cu un gri asemănător. Dacă de exemplu nu am ține cont de acest lucru și aș încerca să corectez această zonă și aș face sampling dintr-o zonă mai deschisă, acea zonă va fi foarte evidentă. Același lucru se va aplica dacă vom face sampling pe o zonă mai închisă. Din nou, acea zonă va fi mătuită și nu va fi foarte plăcută. De aceea, eu folosesc de fiecare dată layer-ul de verificare activat și încerc să fac sampling pe aceleași tonuri de gri. Făcând acest lucru, mă voi asigura că blending-ul sau amestecul este unul cât se poate
de clar. Avantajul acestui brush sau acestui patch tool este că putem să corectăm nu numai textură, dar și culoare, pentru că uneori mărgiuiește și zonele de culoare. De exemplu, hai să ne ducem pe această zonă și vom încerca să o înlocuim cu această zonă. Și după cum vedeți, efectul este unul destul de rapid și decent, având în vedere că nu folosim frequency separation și practic nu pierdem prea mult timp lucrând între textură și culoare. Sper că acest mic video v-a fost util și vă va ajuta să grăbiți puțin procesul de editare. În episodul următor vom vorbi despre frequency separation. Nu știu termenul în română și mi-este uneori atât de greu să-l pronunț în engleză. Frequency separation este cel mai puternic tool sau cel mai puternic algoritm de editare și de retușare, atât pe partea de fashion, cât și pe partea de peisaj, fotografie de produs și tot ce ține de textură și culoare. Până data viitoare, sper că v-a fost util acest filmuleț și vă urez toate cele bune. Nu uitați să ne lăsați comentarii și întrebări în zona de comenți. La revedere!